sportivi de la Corona Brașov au călcat pentru prima dată pragul complexului turistic de natație și au rămas impresionați de condițiile găsite la Târgoviște. Aveam informații, nu știam, e pentru prima oară când venim aici, aveam informații că este ok. M-am rămas plăcut, surprins că este mai mult decât ok. Avem condiții excepționale, bazinul este foarte, foarte nou. Avem sală de fitness, saună, deci sunt condiții chiar super ok. Ați venit cu cei mai buni sportivi ai clubului Corona Brașov, aveți și medaliați. Am venit exact cu 6 vârfuri ale secției Corona, am venit cu 2 seniori, o fată la tineret, o fată la juniori, un băiat la juniori și o fată mică la vârsta de copii. Dotările complexului sunt pe placul sportivelor, care apreciază că această locație sportivă este una dintre cele mai bune în care s-au antrenat până în prezent. Cum sunt condițiile de aici, de la Târgoviște, la complexul turistic de natație? Sunt mult mai bune decât în Brașov. Sunt bloc starturi ca la bazinele internaționale, omologat FINA. Sunt ok, sunt bune pentru antrenamente. Este foarte frumos, sunt bloc starturi mai bune decât cele din Brașov. Sunt bloc starturi ca la competițiile internaționale și te ajută mai mult să sări în apă mai bine și să folosești o tehnică mai bună. Bazinul este foarte nou și chiar îmi place, e foarte liber mereu, bloc starturile sunt noi și te ajută foarte mult. Nu este multă lume și poți să noți cum vrei și când vrei. Performanța, în special în acest sport, este extrem de grea, însă merită toate eforturile, toți țintesc către competiții și rezultate mari. Sunteți într-un cantonament de 10 zile, este grea această perioadă de acumulări fizice? Este dificilă pentru că avem și toleranțe, avem 2 antrenamente pe zi, dar ne descurcăm. Okay. Cum ai început notul? La ce vârstă? Am început la 12 ani, nu știam să not, am venit așa ca din plăcere și am văzut un concurs și am vrut să-mi bat o colegă, așa m-am apucat de performanță. Apropo de concurs, sunt emoții acolo? Da, sunt emoții când știi că ai șanse să prinzi o finală, să iei medalie și să-ți bați timpul. Când urmează o medalie națională pentru tine? Ar trebui să urmeze în martie. Eu m-am apucat de not la 6 ani, vreau să învăț să mă țin pe apă, doar așa de distracție, dar după aceea am văzut cum copiii mai mari făceau antrenamente grele și mi-a plăcut și am vrut și eu să fac not de performanță. Vreau să iau o medalie de loc întâi la Jocurile Olimpice. Către aceste vise frumoase, care de cele mai multe ori devin realitate pentru cei mai ambițioși, le arată calea antrenorii, care consideră că, în primul rând, părinții ar trebui să îndrume pe copii către acest sport. Chiar dacă nu este practicat la nivel de performanță, în notul înseamnă sănătate fizică și mentală. În notul atrage la Brașov? Cred că peste tot atrage în notul. Problema e cum reușim noi să-i atragem pe acești copii să continue acest sport. Și cum reușiți? Cu determinarea și cu convingerea întâi a părinților. Cred că acolo este cheia. De ce este considerat notul un sport greu? Este un sport care uzează foarte mult. Este un sport monoton. Cei care sunt foarte rezistenți, psihic, rezistă în acest sport. De ce este considerat un sport sănătos? Fiindcă îți pun în mișcare toate grupele musculare și, clar, oxigenarea creierului este cea mai bună. Mai greu notul decât polo? Consider că da, notul este mai greu decât polo, fiindcă aici te bați cu timpul, la polo te bați cu golurile. Cu sprijinul primăriei municipiului Târgoviște, care susține performanțele sportive și acțiunile Direcției Complex Turistic de Natație, următoarea competiție de la Târgoviște va avea loc în perioada 16-18 februarie. Este vorba despre cea de-a doua ediție a Cupei Contratim Chindia, la care s-au înscris 386 de sportivi, reprezentând 27 de cluburi din România și din Republica Moldova.